Ce înseamnă pentru tine să faci parte din promoția 2023 a Forbes 30 30? Este în primul și în primul rând o mare onoare și cred că cumva vine ca o încununare a eforturilor mele de până acum. Dar mai mult decât atât, cred că e o dovadă a faptului că, nu știu, m-am născut în locul potrivit alături de oamenii potriviți și asta m-a ajutat să ajung aici pe scenă. Ce ar trebui să facă un tânăr pentru a-și menține motivația și perseverența în situații de criză? Cred că cel mai important în situații de criză este să-ți aduci aminte de ce ai început pe acel drum. Spre exemplu, eu când simt că sunt puțin demotivată sau, nu știu, un control să mă întreb sau care să fie următorul pas, să mă gândesc la motivul pentru care am început proiectul în care am fost implicată. Și cred că dacă acel motiv este solid, îți dă motivație pentru a da proiectul.